Nunta în cer de Mircea Eliade. Hasnas, resemnat, se recăsătorește în scopul declarat de a avea urmași, iar scriitorul Mavrodin refuză perpetuarea pentru a-și păstra creația artistică. Fiecare dintre cei doi își povestește experiența erotică celuilalt, astfel fiecare dintre ei este, pe rând, personaj narator, iar din punct de vedere cronologic, întâmplările sunt inversate. Subiectul romanului este plasat în Bucureștiul de altă dată. Andrei Mavrodin și Barbu Hasnas se aflau la o cabană ca să meargă la vânătoare în dimineața următoare. Gazda urmând să le fie călăuză. Peste noapte, prin memoria involuntară, ei își reamintesc și își relatează reciproc povestea de iubire care pentru fiecare în parte fusese nunta unică și irepetabilă. Primul personaj narator este Andrei Mavrodin. Care îi destăinuie lui Hasnas concepția sa despre iubire când credea că niciun bărbat nu s-ar sacrifica pentru un amor. Dar, după ce se îndrăgostește, consideră că e un destin care decide, fără știrea și în absența noastră, pentru o viață întreagă. O întâlnește pe Elena în casa unui prieten arhitect. Ca și Elen, Mavrodin este un personaj ludic și analitic, dornic de a-și examina cu minuțiozitate stările. Trece în revistă toate detaliile acelei după amieze. Atunci când îi fusese prezentat Ilenei, lui Mavrodin nu i s-a părut prea frumoasă. Cu fruntea înaltă și tâmplele ușor arcuite, părul de un castaniu stins o făcea să pară mai severă. Deși el se aștepta ca ea să-l întrebe despre cărțile lui, mai ales despre un roman de un mare succes intitulat Tinerețea Magdalenei, Ileana nu citise nimic din tot ceea ce publicase. 2. Ia naștere o iubire profundă, căreia nu îi se pot împotrivi. Ileana îi mărturisește că abia se vindecase de o mare unică dragoste, că nu va mai iubi, dar Mavrodin nu poate să afle amănunte despre marea ei iubire, nici cine a fost iubitul ei, dacă mai trăiește, dacă l-a mai întâlnit. Singurul lucru care îl descoperă este faptul că Ileana trăise 4 ani la Berlin, timp în care nu venise niciodată în țară. Cei doi îndrăgostiți se mută împreună acasă la Mavrodin, iar el are puterea să reînceapă să scrie. Febra creației pune stăpânire pe scriitorul din el, iar Ileana îl simte înstrăinat. O întrebare strană îl surprinde pe Andrei, atunci când Ileana vrea să știe dacă și-ar mai dori un copil. Firea lui de artist respinge viața casnică, încât el consideră că artistul era plestemat să rămână singur, fără urmași. Însă Ileana își dorește un fiu de la el, întrucât ea este o femeie simplă. Mavrodin considera că apariția unui copil ar putea interveni în iubirea lor, despărțind astfel perechea desăvârșită creați unul pentru altul, menit să creștem și să murim împreună. Tristețea Ilenei este din ce în ce mai evidentă, mărturisind: mi-e frică să nu mor singură. Într-o zi, zărind-o întâmplător stând de vorbă cu un tânăr, Mavrodin devine suspicios și, deși îi spune că este fratele ei, bărbatul o suspectează că îl înșeală. El încearcă să afle mai multe despre trecutul ei, dar Ileana îi spune că trecutul nu există pentru ea. Plecând în vacanță în Italia, Mavrodin află că ea mai fusese la Veneția și o simte tulburată, chinuită de amintirile ce continuă să rămână pentru el o taină de dezlegat. Întorși la București, Andrei continuă să scrie la romanul început, dar colindătorii veniți cu prilejul sărbătorilor de iarnă îi accentuează Ilenei tristețea și deprimarea, amplificând dorința de a avea un copil. Ilena îl anunță că se va interna într-o clinică, fără însă să-i spună motivul. Bănuind că ea se duce la doctor să facă o întrerupe de sarcină, se hotărăște să se însoare cu ea. Femeia amână, fără motiv, întocmirea formelor de căsătorie, în schimb, îl impulsionează să-și termine romanul început. Într-o zi, întors în oraș, Mavrodin găsește un plic de la Ilena prin care îl anunță că plecase definitiv. În scrisoare îl roagă să n-o caute,
îi mulțumea pentru fericirea pe care o trăise alături de el și mărturisea că era puțin să suporte dragostea noastră, așa cum era neroditoare. Mavrodin îi relatează în continuare lui Hasnas încercările lui disperate de a afla unde plecase Ileana. Îi descrie insomniile și deznădejdea de care suferise îngrozitor după ce fusese părăsit de femeia iubită. Gândindu-se că poate romanul început pe când erau împreună ar putea să o determine să dea un semn de viață, se grăbește să-l termine. Dar Ileana nu a apărut, nu a trimis nicio veste. Andrei Mavrodin hotărăște să scrie poveste de iubire într-un nou roman, pe care îl intitulase Nuntă în cer. Impresionat de experiența de iubire a lui Mavrodin, Barbu Hasnas simte nevoia să-i destăinuiască acestuia propria poveste de dragoste, întâmplată mai de mult, cu vreo 8-9 ani înainte, întrucât o să le inspire într-un viitor roman. Ca personaj narator, Hasnas își începe povestea din vremea când era student de 24 de ani și urma studii de inginerie în Franța, pentru care unchii trimitea lunar o bursă modestă, ce ajungea exact cât să-mi duc zilele. Fiind pasionat de cariera sa de ofițer, tânărul Hasnas se înrolează voluntar împreună cu alți studenți români din Franța, întrucât izbucnise primul război mondial. După niște cursuri militare, se duce pe front ca sublocotenent, fiind decorat de 2 ori pentru merite deosebite în luptă, în care se aruncase fără teamă, deoarece era orfan și nu mă legau prea multe lucruri de viață. Tânărul ofițer se afla într-un teren foarte aglomerat, care se pusese brusc în mișcare și este impresionat de o fetiță de vreo 15 ani, care striga disperată, deoarece mătușa ei rămăsese pe peronul gării. Hasnas o ajută pe Elena să coboare în gara de destinație, o dă în grijă unui prieten care lucra acolo, iar peste o săptămână află de la această fetiță că fusese preluată de un ofițer, care spusese că e vărul ei. Hasnas își moștenește unchiul și devine un bogat. La cei 30 de ani ei săi avea o avere, o bogată experiență de viață, nu se îndrăgostise niciodată. Într-o noapte, prietena lui îi prezintă pe Elena. Hasnas o recunoaște pe fetița din tren și, întrebând-o ce s-a întâmplat după ce o lăsase în gară, aceasta îi spuse că a doua zi sosise și mătușa ei, negând că ar fi luat-o în văr îmbrăcat în uniformă de ofițer, care, după ce îi pusese bagajele în trăsură, începuse să o sărute. Tânăra este cu totul aparte față de celelalte femei și Hasnas află că nimeni dintre cei prezenți nu pare să știe nimic altceva despre ea. Hasnas întâlnește peste câteva zile în vagonul restaurant al trenului care mergea la Milano. Coboară împreună la Veneția, se plimbă prin piața San Marco, discutând despre experiența amoroasă a bărbatului, iar el îi mărturisește că n-am iubit niciodată, deși cunoscuse destul de femei, ceea ce face ca Elena să-l compare cu Don Juan. Hasnas se evoca lui Mavrodin scena petrecută la hotel în aceea seară, când constatase uimit că fusese într-adevăr fecioară. La început, atitudinea lui fusese obișnuită, orgolioasă și nepăsătoare față de tânăra pe care o sedusese. Dar în ziua următoare, Lena îi acordase în glumă 5 zile să se îndrăgostească de ea. Peste câteva zile, mărturisește Hasnas, el era total schimbat, încurcat și timid, simțea cum o nelămurită fericire începea să mă cuprindă și se surprinde declarând: cred că m-am îndrăgostit cu adevărat. Fără să conștientizeze, Hasnas se trezește că într-o seară o întreabă brusc: nu-i așa că vrei să fii soția mea? Peste o lună s-au căsătorit la Paris, având ca martori într-un cer restins de prieteni. Întorși la București, scenele de gelozie se dezlănțuie între cei doi. Vechile relații ale lui Hasnas deveni motive de ceartă. Deși era conștient că Lena era necesară ca aerul, ca apa, ca lumina, Hasnas este uneori exasperat de căsătoria sufocantă. Alteori este melancolic, simțind iubirea ca pe boală. Femeia se schimbase și ea după căsătorie. Renunțase la multe preocupări care îi plăcuseră înainte, ca arta, muzica,
dar nu putea deveni mondenă. Nu-i plăceau vizitele, nu se putea acomoda cu snobismul societății bucureștene. După aniversarea celui de-al treilea an de căsătorie, câteva întâmplări minore strică din nou echilibrul căsătoriei, ce părea solid. Într-o zi se surprinde spunându-i Lenei: mă gândeam că ar fi timpul să avem un copil. Analizându-și starea de deznădejde de care era dominat, Hasnas regretă că a lăsat să treacă atâta timp, că dacă ar fi avut un copil din primul an de căsătorie, aș fi simțit cam pentru cine trăi. Lena nu este deloc încântată de ideea de a avea un copil și între cei doi soți se instalează o atmosferă tensionantă. Lena plecă de acasă și Hasnas primește o scrisoare, prin care îi spunea că noaptea aceea va dormi la mătușa ei, că a doua zi îl va vizita un avocat, că îi mulțumește pentru fericirea pe care i-a dăruit în acești 3 ani. El încearcă o împăcare, dar femeia rămâne inflexibilă. Hasnas crede că despărțirea se produsese numai pentru că ea nu voia să aibă copii. Suferința lui Hasnas fusese de neînchipuit și timpul nu-i ameliorase disperarea, după cum îi mărturisea acum lui Mavrodin. Încerca să se intereseze de Lena, dar nimeni nu mai știa nimic despre ea, se izolase complet. Timpul are aici 2 valente, una obiectivă, aceea în care s-au manifestat sentimentele de iubire în mod direct, și una subiectivă, aceea care evocă aceste sentimente. Nu mai era o amintire a dragostei, întocmit după cum spune când mi-amintesc că mă numesc Barbu Hasnas. Se răcă sătării să avea 2 băieți, dar era convins că nu te mai întâlnești cu asemenea dragoste decât o singură dată în viață. Ca intensitatea unei asemenea iubiri, este un miracol de care omul își dă seama prea târziu. Gazda, care venise să-i trezească, este uimită că nu dormiseră deloc. Iar ei mărturisesc cu glas tremurat că au stat de vorbă toată noaptea și au povestit fiecare dragostele din tinerețe. Mergând, tăcuți și gânditori, Mavrodin întrebă deodată cu glasul sugrumat de emoție: crezi că Ileana mai trăiește? Și amândoi simt că nu. Ideea iubirii profunde este privită din prisma celor 2 eroi, care își rememorează prin confesiune stările și sentimentele de dragoste. Barbu Hasnas voia copii, iar Andrei Mavrodin, scriitorul, având aspirații spirituale, îi refuza dorința ei simplă și umană de a avea copii. Totuși, cele 2 concepte opuse ale eroilor se întâlnesc în aceeași iubire posesivă și pătimașă față de aceeași femeie de care fiecare dintre ei se îndrăgostise pe viață. De fiecare dată femeia găsește forța interioară de împotrivire, căci, de fiecare dată, ea este cea care desface legătura, dispărând definitiv din viața lor și închizându-se enigmatic în sine.